Cu o deosebită sensibilitate, a plecare profundă asupra preceptelor creștine și cu un ochi format al unui fin observator, Luminița Colopelnic puntează pas cu pas cum această maladie, noul coronavirus, a pus stăpânire într-un ritm extrem de accelerat asupra întregului mapamond, mutilând vieți, caractere, perspective, idealuri. Cartea te invită la introspecție, la reprioritizarea lucrurilor cu adevărat valoroase în viață, fiind un îndemn îndrăzneț la a iubi viața cu bune și cu rele, o invitație la toleranță, respect, încredere, credință, dragoste și mai ales nădejde. Au fost zile în care, într-adevăr, am pierdut oameni dragi și am încercat să-mi imaginez cum ar fi dacă acea zi ar fi ultima. Și asta m-am gândit să vă citesc acum. Cea mai frumoasă propunere: dacă nu putem ieși la un suc, la o înghețată, ieșim la o păpădie, la un ghiocel. Nu ne-a părut rău că am ieșit. Am primit bonus din partea casei, o narcisă și o zambilă. Cea mai potrivită piesă pe care am ascultat-o azi a fost Acasă de la Smiley. Cea mai bună glumă de azi: toți ieșiți cu câinele, eu am o broască țestoasă. Am ieșit acum 3 zile și încă coborâm scările. Ce mi-a lipsit azi cel mai mult? Școala. Vânt singuratic prin grădini fără de flori, școli părăsite. Acolo eram eu însă, printre întrebări și răspunsuri, dezbateri, proiecte, descoperiri, interacțiuni spontane, tinerețe sufletească, dascălul din mine își găsea sensul, harul, chemarea. Cea mai frumoasă dovadă de profesionalism: Orchestra Națională a Franței dând concert de muzică simfonică din izolare. Fiecare muzician se afla în sufrageria lui și totuși, toți împreună sunau ca orchestră reunită pe marea scenă a unui festival. Gândul cel mai frumos: e atâta frumusețe în jur, de ce a trebuit să se oprească planeta ca să o vedem? Gândul cel mai lucid: moartea lor nu mi-a fost de folos. Moartea mea nu va fi nimănui de folos. Deci vreau să trăiesc, cu ce pot să ajut? Doamne, te rog, nu-mi lua această zi în care mai există atâta frumusețe. Un măslin verde, om ce-și caută locul în veșnicie. Pe larg despre acest subiect veți putea urmări în cadrul emisiunii Lucruri, fapte și oameni de valoare, joi 13 mai la TV Sighet.